Vom fi vreodată mulțumiți de felul în care arătăm? Unii da, dar majoritatea nu. Putem să schimbăm felul în care arătăm? Sunt lucruri pe care le putem schimba, însă foarte multe alte lucruri nu. Felul în care o persoană te face să te simți de multe ori are un impact mult mai mare decât ceea ce vede ochiul de carne în persoana respectivă. Ne-a făcut unici și a pus valoare în fiecare din noi, pentru că Dumnezeu a pus sensibilitate în noi și avem nevoie să ne simțim frumoase, pentru că nevoia primordială a oricărei femei este de a fi iubită. Probabil că majoritatea dintre noi nu vom fi întotdeauna mulțumiți de felul în care arătăm fizic. Putem să schimbăm în felul în care arătăm? Multe lucruri, da, le putem schimba cu puțin efort, însă multe alte lucruri nu. Și atunci, cred că contează foarte mult perspectiva din care privim lucrurile, pentru că multe din problemele pe care considerăm că le avem, mai mari sau mai mici, vin din faptul că ne comparăm cu ceilalți. Ori acest lucru produce permanent nesiguranță și nemulțumire. Și o persoană care umblă în nesiguranță este o persoană care nu va putea fi împlinită, care va avea permanent căutare de mai bine și de mai mult și nu va reuși să fie ea însăși. Este adevărat că pentru noi femeile este foarte important să ne simțim frumoase și să ne simțim bine în pielea noastră și de cele mai multe ori lucruri mărunte, cum ar fi faptul că ni se pare că nu arătăm bine în ziua respectivă, că ni se pare că nu am ales ținuta potrivită, că ni se pare că sunt ceva mai vizibile ciarcănele, e suficient ca nouă să ne strice ziua. Nu de puține ori se întâmplă lucrul acesta. Pentru mine aspectul fizic are o importanță medie, aș zice. Îmi place să am grijă ce mănânc, fac sport, folosesc cosmetice naturale, dar nu foarte multe. Nu prea îmi place să mă machiez, îmi place să fiu naturală. Uneori să mai mă dau cu dermatograf la ochi sau așa, ceva de gen. Merg la cosmetică din când în când și cam asta e. Îmi place să fiu naturală. Îmi place să-mi pun în evidență trăsăturile mele și nu să pun 3 straturi de fond de ten pe mine și alte lucruri. Am observat că e foarte important aspectul fizic pentru femeie, pentru bărbat, pentru orice om. Pentru că prezența noastră fizică este primul impact pe care îl avem asupra persoanelor cu care ne interactăm sau ne întâlnim. Și, după cum știm, prima impresie este cea mai importantă. Niciodată nu se șterge, rămâne definitiv. Chiar dacă pe parcurs se modifică, cum am spus, este prima și cea mai importantă. Importanța pe care o acord aspectului fizic este una mică. Fac sport, încerc să fiu aranjat, dar nu vreau să exagerez. Pentru oamenii creștini sau pentru Dumnezeu, bine spus, sau în fața Lui, toți suntem egali. Adică și toți suntem la fel de frumoși. Frumusețea unui om este dată de frumusețea lui interioară, zic eu, cel mai mult. Prin aspectul fizic nu vreau să nimic, nu vreau să demonstrez nimic, numai decență. Mai mult de atâta nu mă interesează. Pentru mine aspectul fizic e important în măsura în care o fată trebuie să fie îngrijită. Este foarte important aspectul fizic și pentru mine, de aceea și am ales să lucrez în domeniu. Îmi place foarte mult să le ajut pe femei să se simtă mai bine, să fie aranjate, însă întotdeauna le recomand să nu facă schimbări care nu le avantajează sau care le-ar transforma în altcineva. Încerc să le spun să fie cât mai naturale, naturalul este frumos, este căutat. Aspect fizic în zilele noastre este important pentru că este vorba, nu există a doua șansă pentru prima impresie. Din punct de vedere, Dumnezeu ne-a înzestrat cu făpturi minunate, asta spune Biblia, și noi trebuie să avem grijă de viața noastră, de trupul nostru, de felul cum arătăm în fiecare zi, pentru că asta este cartea de vizită a noastră. O prezență fizică spune mult despre caracterul meu, despre felul meu de a fi, dacă sunt îngrijit, dacă sunt ordonat, asta se citește în prezența fizică.
Există persoane care au fost înzestrate cu o frumusețe fizică deosebită, persoane după care întorci capul și te uiți cu drag la ele. Însă, de multe ori, în momentul în care intri în contact cu aceste persoane, realizezi că interior ele nu mai sunt atât de atrăgătoare și au o personalitate care lasă de dorit. Pe altă parte, sunt multe alte persoane care poate au fost înzestrate cu o frumusețe fizică atât de izbitoare, care poate se luptă cu diferite deficiențe, dar lângă care ți-e drag să stai, a căror prezență o cauți și te regăsești, cumva te încarci pozitiv stând lângă aceste persoane și asta pentru că felul în care ești pe interior va trece încolo, dincolo de aspectul fizic întotdeauna. Suntem creați ca și persoane care, dincolo de această carcasă, acest aspect fizic, suntem sentiment, suflet, suntem creați din simțiri și lucrul acesta de multe ori are un mai mare impact asupra unei persoane decât felul în care areți. Că e să ne uităm la mari pictori care au pictat nuduri, să spunem, sau femei de-a lungul vremii, totdeauna ei au pictat, dacă ne uităm, femei normale, femei robuste, femei cu forme, pentru că acestea sunt femeile obișnuite pe care le vezi pe stradă, acestea sunt colegele de servici, colegele de școală. Cred că în ochii lui Dumnezeu aceste femei sunt foarte frumoase așa cum le-a creat și ar trebui să fie la fel de frumoase în ochii părinților lor și a soților lor. Femeile au dorința de a fi mereu aranjate, deoarece de multe ori ele văd că în asta văd singura lor valoare și atunci toate eforturile să arate bine fizic ca să obțină atenția celor din jur, să obțină admirația lor, să simtă bine prin atenția primită din exterior. Femeile vor să fie tot timpul aranjate dintr-o criză de identitate. Își doresc să fie tot timpul centrul atenției și de aceea sunt dispuse să investească foarte mult uitând valoarea lor lăuntrică, de fapt. Îmi place ca partenera mea de viață să fie îngrijită, aranjată, dar îmi place în același timp să fie ea. Multe din tinere, multe femei în zilele noastre tind să pună foarte mult preț pe felul în care arată și se consideră că dacă ele sunt atrăgătoare și fac tot posibilul pentru a face asta, vor avea mult succes, își vor atinge țelul. Asta cred eu că vine dintr-o nesiguranță cu care ele se luptă. Este foarte important atunci când copiii noștri cresc ca noi să le spunem că ei sunt valoroși și că sunt iubiți. Ăsta este rolul nostru ca și părinți. Să-i îndrumăm până la o vreme în care ei se vor despărți cumva de noi și să-i pregătim să fie lumini în lumea asta, să-i pregătim să fie oameni cu caracter. Degeaba mama vine și spune fetiței că este frumoasă și că o iubește, dacă tatăl niciodată nu îi spune lucrul acesta, acea fetiță va crește și va rămâne cu un gol pe care nimic nu îl va putea umple. Și atunci ea va căuta să atragă atenția bărbaților și a băieților, așa cum știe ea, încercând să fie cât mai atrăgătoare, vrea să realizeze că de fapt nu are nevoie să se zgolească, nu are nevoie să-și arate aproape părți intime ale corpului ei pentru a atrage atenția, că este inteligentă, că este creativă, că este plină de resurse, dar foarte greu să-i spui unei astfel fete care niciodată nu și-a auzit tatăl spunându-i lucrurile astea, să-i spui că de fapt ea are toate astea în ea și că nu are nevoie să atragă în felul acela atenția bărbaților. Femeile, în primul rând, pentru că sunt femei și pentru că sunt feminine și pentru că sunt gingașe, încearcă să transforme persoana pe care o arată. Am observat că, de fapt, niciodată nu sunt mulțumite de aspectul pe care l-au și încearcă să modifice ceva. Chiar dacă sunt frumoase din naștere, ele tot mai încearcă să modifice. Asta stă în firea femeii. Cred că este ceva ce îi înle și face parte din delicatețea unei femei. Să arate bine, frumos, dar și natural. Că reflectă ceva din ce a pus Dumnezeu în femeie. Din ceea ce știu eu, cred că ele se simt împlinite sau se simt bine în pielea lor doar dacă sunt frumoase. Ceea ce nu știu dacă să arate bine, vreau să spun. Nu să fie neapărat frumoase, frumusețea, v-am spus, depinde de partea din care o privești. Poate fi de multe feluri frumusețea. Cred că, în primul rând, din cauza presiunii sociale în care ne aflăm, din cauza tuturor știrilor care apar și sunt pline de femei cât de
aranjate și de împopoțunate, zic așa, și cred că din cauza aceasta, în primul rând, vrem să fim și noi și să arătăm foarte bine. Este important să îngrijim trupul acesta, este foarte important să ne îngrijim de sănătate. Cred că dincolo de darul vieții, cel mai mare dar după viață pe care ne-a dat Dumnezeu este sănătatea și suntem cumva datori să ne îngrijim de trupul nostru, pentru că Biblia ne spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, așadar trebuie să ne hrănim sănătos, trebuie să facem mișcare, trebuie să ne trudim să arătăm bine. Dacă eu mă trudesc să arăt bine pentru soțul meu, pentru copiii mei, pentru mine însă și pentru Dumnezeu, atunci motivația în spatele eforturilor mele de a arăta bine este una cât se poate sinceră și frumusețea la care eu voi ajunge în acest fel va fi o frumusețe clasică, o frumusețe care nu se demodează, va fi o frumusețe decentă și va fi ceva ce putem numi elegant. O frumusețe care va dăinui întotdeauna în timp și care va fi apreciată la adevărata ei valoare. Dacă motivația pentru care eu petrec ore în șir în saloanele de frumusețe sau în fața oglinzii înainte de a ieși în casă este aceea de a atrage privirile bărbaților, de a fi acceptată cu orice preț, de a fi considerată doar foarte atrăgătoare sau sexy, cred că lucrul acesta se va simți și ceea ce voi reuși să atrag prin acest comportament și prin felul acesta de a arăta, vor fi doar persoane superficiale, persoane care au un anumit interes, dar nimic substanțial și nimic cu adevărat valoros. Trebuie să ne punem bine de întrebare așadar asupra motivației pentru care încercăm să arătăm bine și ne aranjăm. Da, eu cred că frumusețea interioară este mult mai importantă decât frumusețea fizică și cred că în ochii lui Dumnezeu, dacă gândesc bine, frumusețea fizică nu are aproape deloc valoare, aș putea spune că e nulă. Ceea ce privește Dumnezeu cu interes este inima omului, felul lui de a fi, alegerile pe care le face și motivațiile care stau în spatele alegerilor pe care persoana respectivă le face. Cred că atunci când vom sta înaintea lui Dumnezeu, prea puțin va conta faptul că am avut un aspect fizic plăcut sau cât timp am petrecut cheltuind bani să arătăm bine pentru cei din jur, să fim atrăgători. Cred că vor conta faptele noastre, vor conta gândurile noastre, va conta credința noastră, va conta ceea ce am făcut cu jertfa Domnului Iisus, va conta dacă am plecat sau nu urechea la nevoile celor care au avut probleme sau au fost nevoiași în jurul nostru. Credeți că putem fi frumoase și în mod natural? Sigur că da. Am observat, de fapt, experiența și viața pe care am dus-o până acum mi-au arătat femei, sunt multe femei frumoase care poate n-au intervenit cu nimic în aspectul lor fizic, n-au modificat nimic, dar au rămas frumoase definitiv. În afară de ceea ce ne dă Dumnezeu, de aspectul pe care îl avem, contează mult interiorul nostru pentru că el se transpune în fizicul nostru, în fața noastră, în gesturile pe care le facem, în privirea pe care o avem. Absolut tot ceea ce suntem în interior se vede în exteriorul nostru. Și sunt femei naturale, născute frumoase și chiar dacă nu au un aspect pe care să-l putem compara cu cele din revistele de care ne lovim zi de zi și imaginele pe care ni le arată televiziunea sau alte mijloace mass media, ele sunt frumoase pentru că știu să fie bune, plăcute, pașnice, înțelegătoare, încearcă să ajute, privirea lor spune multă bunătate și asta automat acoperă, chiar dacă în defect fizic, acoperă totul. În zilele noastre, pentru o femeie, este destul de ușor să fie frumoasă în mod natural. Adică găsești acum cam foarte multe produse și trebuie doar să cauți pe internet și găsești cum să le folosești și din punctul meu de vedere sunt foarte eficiente. Cam tot ce folosesc eu natural, uleiuri, tot și simt și foarte bine. Arăt mult mai bine decât înainte când foloseam pluse cosmetice cu care conțin chimicale. Eu sunt foarte mulțumită. În primul rând, îngrijirea sănătoasă înseamnă o alimentație sănătoasă, mișcare în fiecare zi. Din ce am observat eu, femeile care vin în salon într-adevăr încearcă să se alimenteze corect, să fie sănătoase. Chiar ieri, în plătură, am văzut într-o revistă un titlu de o șchioapă, pleacă în căutarea frumuseții și
m-am uitat, hai să vedem ce indiciu îți dă să fii frumos. Și erau foarte multe cosmeticale, foarte multe accesorii care spuneau, alergi după asta, vei fi frumos. Poate, parțial, acoperă și asta și îți dă o frumusețe, dar eu cred că a căuta frumusețea aceea care izvorăște dintr-un suflet curat. Foarte multe lume pe care o vezi de la prima impresie arată frumos, dar în momentul când începe să vorbească și când ajungi să trăiești de zi lângă acea persoană, te apropie sau te depărtează. Asta e frumusețea din interiorul sufletului care o emană în persoana aceea. Deci, părerea mea este că în mod natural ne naștem cu o frumusețe care până la o anumită vârstă este frumoasă așa, dar de la o anumită vârstă cred că trebuie un pic ajutată. Pentru că, în general, femeile, hai să luăm femeile, nu bărbații acum, femeile mai au și de crescut copii, mai își pierd câte o noapte nedormită, poate cu un mic ajutor, cu un retuș, mai poate ascunde ceva din frumusețea care se vede, dacă ne referim la frumusețea aceasta și la aspectul fizic. I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who did me today. I feel charming, oh so charming, it's a lot of charming I feel. Am fost creați de Dumnezeu foarte, într-un mod foarte complex. Așadar, pe aspectul exterior, suntem creați din trăiri, din sentimente. Avem un spirit care este veșnic, un duh. Și de multe ori, dacă ne gândim, un aspect fizic atrăgător sau plăcut nu garantează un interior la fel de atrăgător. Și dacă ne trezim cu fața ridată și cu privirea încruntată, de multe ori trebuie să analizăm cum anume gândesc eu, cum mă relaționez la ceilalți, cât de multă ură, cât de multă neiertare am adunat în inima mea, cât de împăcat eu cu Dumnezeu și seninătatea pe care ți-o dă o relație sinceră și curată cu cei din jur și cu Dumnezeu nu se poate obține cu niciun fond de timp, indiferent de prețul pe care îl plătim pentru acesta sau cu niciun alt tratament de înfrumusețare. Este seninătatea care vine din interior, acea seninătate trainică și acea bucurie pe care nimeni nu ți-o poate lua, decât nu o poți ții decât tu și doar că trec și alții prin ceea ce treci tu atunci când știi că ai petrecut timp cu Dumnezeu, știi că este lângă tine, indiferent ce faci, n-au cum să știe alții, decât dacă ajung și ei în punctul acela și mi-aș dori ca toți să ajungem în punctul acela. Femeile sunt dispuse să plătească un preț foarte mare pentru a fi frumoase. Din păcate, din punctul meu de vedere, am prieteni care ar face cele mai trăznite diete, se chinuie, se mai ca să arate bine, își cheltuiesc o grămadă de bani pentru haine, pentru tratamente cosmetice, numai ca să slăbească, să arate un pic mai bine și e chiar trist că, la urmă, n-ajungi, niciodată nu o să ajungi la standardul care ți-l impune cei din jur și la frumusețea care ți-o cere societatea, cum ar fi. Și dacă nu ești mulțumită cu tine, așa cu frumusețea care ți-o dată Dumnezeu, degeaba atât încerci să cauți tratamente și că niciodată nu o să reușești. Dacă nu ești mulțumită cu ce ai în interior, e foarte greu să mulțumești exteriorul. Cred că prețul care îl plătesc unele femei pentru a fi frumos e prea mare. Prea multe solare, prea multe operații estetice și nu mai știi ce e natural de la Dumnezeu și ce e făcut de mâna omului. Dacă ne uităm la femeile din jurul nostru, să zic la televiziune, ne bombardează cu alergatul după îngrijirea fizică și după aspectul fizic, dar nu cred că acestea sunt modelele care ar trebui să le luăm, pentru că fiecare femeie are frumusețea ei. Frumusețea fizică este frumusețea cu care naștem, dar există o frumusețe din interiorul sufletului care poate să depășească frumusețea fizică. Se plătește foarte pentru aspectul fizic. Apar noi tehnici de coafat, de îngrijire cosmetică și sunt tot mai scumpe. Unde ne este mintea și ceea ce ne ocupă cel mai mult timp în ziua noastră, acolo ne va fi și inima noastră. Și dacă alegem să cheltuim foarte mult și să investim foarte mult în ceva ce este material, ceva lipsit de substanță, să nu uităm că această frumusețe este trecătoare, să nu uităm că lucrurile acestea într-o zi se vor duce și că oricât ne trudim și străduim să tragem de tinerețe și de frumusețe, lucrurile acestea într-o zi se vor stinge.
Sunt foarte multe exemple în Biblie de femei foarte frumoase. Este o vorbă care spune că cei frumoși lui Dumnezeu îi place. Nu e în Biblie această vorbă, este o vorbă din popor, dar este adevărat că femeile frumoase din Biblie, care nu de puține ori au fost și foarte înțelepte și au împlinit rolul lor, rolul la care Dumnezeu le-a chemat, stând lângă Dumnezeu, rugându-se, cultivând roadele Duhului Sfânt în viața lor, întrebându-L pe Dumnezeu care sunt hotărârile, care sunt deciziile cele mai potrivite pe care să le ia. O avem pe Abigail, care merge înaintea lui David și salvează viața soțului ei. Iată că o femeie despre care Biblia spune că era o frumoasă, se vedește a fi și foarte înțeleaptă. O avem pe Estera, care spune, despre care spune Biblia că era deosebit de frumoasă și care se pregătește, iată, un an de zile pentru a apărea înaintea împăratului. De asemenea, atunci când are marea problemă de a merge înaintea lui pentru a-și salva poporul, neamul său, ea stă în post și rugăciune împreună cu neamul său și se pregătește din nou așa cum trebuie ca o femeie să arate și să se înfățișeze înaintea împăratului. Și Dumnezeu i-a dat izbândă, pentru că ea a avut o bază solidă, o bază sănătoasă pe care a pornit și mai apoi s-a folosit de ceea ce Dumnezeu i-a dat și cu ce a înzestrat-o fizic. Cât de ușor este ziua de astăzi să avem grijă de noi ca femei? Este ușor și este greu în același timp. Este ușor din cauza că sunt foarte multe produse care ne ajută, sunt foarte multe tutoriale pe internet la care ne putem uita și ne putem inspira și este greu din punct de vedere financiar. Dacă totuși nu știi să te aranjezi tu sau vrei să-ți facă altcineva, toate serviciile sunt foarte scumpe și din punct de vedere financiar cred că este greu. Societatea a avut întotdeauna un rol foarte important în a stabili diverse etaloane de frumusețe pentru femei. Femeile au fost așa cumva sub presiune întotdeauna. Uitându-ne în istorie, știm că femeile au trecut prin adevărate chinuri pentru a arăta bine, pentru a se exprima. Să nu uităm că femeile multă vreme nu au avut dreptul la replică, nu au avut dreptul la vot, așa că te căutau prin ținute cât mai extravagante să iasă cumva în evidență, să-și exprime personalitatea. În zilele noastre asistăm la faptul că societatea ne impune anumite modele care, după părerea mea, nu fac neapărat un mare bine, în special tinerelor, adolescentelor, femeilor care sunt în formare, a viitorilor femei, a fetelor. Dacă ne uităm la poveștile cu care am crescut, la basme, vedem că formula câștigătoare întotdeauna avea o prințesă care era deosebit de frumoasă fizic, dar care avea și un aspect interior plăcut, un bun simț, o inimă bună, o inimă deosebită. Mai nou, într-adevăr, am observat că sunt ceva mai reale și mai umane prințesele din desenele de animale. Am doi copii mici, prin urmare, sunt obligată cumva să urmăresc cam tot ce apare. Încerc să aleg ceea ce vizionez împreună cu copiii mei pentru că vreau ca ei să nu crească rupți de realitate, vreau ca ei să aibă, așa cum am spus mai devreme, o bază solidă și să realizeze că suntem foarte diferiți, că acel etalon stabilit de cineva nu este neapărat conform cu realitatea multe ori. Să nu uităm că aceste modele care ne sunt prezentate în mass media, în filmele hollywoodiene, în realitate, viața pe care o duc este mult diferită față de imaginea pe care ei o promovează. Foarte puține dintre aceste persoane sunt cu adevărat împlinite și fericite și nu are cum o viață bazată pe materialism și pe un aspect exterior să te împlinească cu adevărat și să te facă fericit. Poate că îți dă momente de fericire și de împlinire, dar nu va fi o fericire care să fie trainică, să fie durabilă. Frumusețea interioară este mult mai importantă decât frumusețea exterioară și cred că acest lucru este valabil în primul rând în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, care este Tatăl nostru al tuturor. Ce sfat le-ați dat femeilor care ne urmăresc în acest moment? Să aibă încredere ele, pentru că fiecare femeie are un dar de la Dumnezeu și trebuie să și-l folosească. Trebuie să fie plină de încredere personală ca să nu cadă în vreo extremă, să se încreadă în Dumnezeu și în capacitățile pe care Dumnezeu le-a pus în ele. Să se folosească de tot ceea ce dețin, de puterea pe care o are o femeie în ziua de astăzi, în familie,
la locul de muncă și să nu privească sau măcar o clipă să nu tânjească să ajungă ca și femeile pe care lumea de astăzi ni le pur și simplu ne obligă să le vedem zi de zi, să nu privească la asemenea persoane, pentru că nu ele ne definesc, nu ele sunt cele care ne impun criteriile după care să ne orientăm, să fim frumoase și să fie așa cum Dumnezeu ne vrea, să fim un ajutor pentru toată lumea, pentru cei din jurul nostru. În primul rând, să-și găsească cea interioară. Acestor femei le-aș aminte să fie mulțumite cu felul în care le-a creat Dumnezeu. El știe și să găsească valoarea în el, pentru că ăla e singurul mod în care poți să fii mulțumită. Lumea îți impune multe standarde și dacă te uiți în mass media, și pozele care le pun ei sunt photoshopate, nimic nu-i real. Și mi se pare că frumusețea vine din interior și frumos să fii real, să fii ce ești și să fii mulțumit. Poți să cunoști oameni care ies prima oară și zici, wow, ce frumoși sunt și zici, extraordinar. Și după aia deschid gura și ajungi să-i cunoști și de fapt spaznici, au un caracter groaznic, nici nu știi cum să fugi de ei. Și mă știu alți oameni care n-a început zici că ce urât e, adică nu, primul gând îți vine și după aia îi cunoști și începi să-i vezi cu alți ochi și vezi așa de frumoși și zici, wow, cum se schimbă lucrurile. Și de aia să investească în frumusețea care contează și care crește, nu în cea care oricum o să o piară, că oricum îmbătrânesc. Și n-au cum să țină lucrurile astea. Asta le zice eu. Acestor femei le-a spune că frumusețea e trecătoare. În același timp, frumusețea lăuntric este cea care crește din ce în ce mai mult și aia ar să-și o pună în valoare. Un sfat pe care l-aș da femeilor este acela de a-și întreține frumusețea. Pentru că această frumusețe trebuie întreținută de la o anumită vârstă. Am observat în jurul meu multe femei care, după ce s-au căsătorit, nu s-au mai îngrijit, n-au mai avut grijă de exteriorul lor, ceea ce nu este bine, pentru că foarte multe femei în jurul nostru sunt aranjate, aleargă toată ziua după aceasta și nu spun că trebuie să facem din asta un țel, dar trebuie să fim aranjate și îngrijite, în primul rând pentru noi, să ne plac nouă, apoi soților și celor din jurul nostru. Cred că bărbaților le place să fim aranjate, însă cred și am auzit de la mai multe păreri a unor bărbați că nu le place să fim foarte machiate, de exemplu, să fim artificiale. Le place să fim cât mai naturale. Dacă întreb un bărbat dacă preferă o femeie mai atrăgătoare, mai puțin atrăgătoare, probabil că majoritatea își vor dori lângă ei o femeie atrăgătoare. Însă probabil că vor dori lucrul acesta pentru o seară sau două sau o lună de zile. Atunci când un bărbat se gândește la aș face o familie, la a întemeia o familie, la căsnicie, cred că majoritatea bărbaților, chiar dacă pun preț pe o femeie atrăgătoare și pe aspectul fizic, se vor gândi că au totuși nevoie de ceva substanțial. Așa, chiar și pentru ei, cred că este important ca, dincolo de felul în care arătăm, să ne dovedim a fi femei capabile, femei înțelepte, femei lângă care să-și dorească oricine să trăiască și în felul acesta vom obține și noi bărbații lângă noi care să ne merite cu adevărat. Nu este necesar să stăm 2-3 ore în fața oglinzii. Nici nu poți să pornești din casă fără să te uiți în oglindă. Așadar, este important pentru noi, femeile, dar nu numai, și pentru bărbați, să îngrijim, să arătăm bine, să fim plăcuți și să fim atrăgători, dar cu o motivație sinceră și corectă. Și dincolo de aceste lucruri, principiile noastre de viață și baza pe care pornim este mult, mult mai importantă. E foarte importantă atitudinea pe care o avem. Degeaba ne chinuim să investim foarte mult în material, degeaba încercăm să fim superficiali și să fardăm cumva ceea ce
încercăm să ascundem. Da, este important să arăți bine pentru soțul tău și pentru copii și pentru Dumnezeu și este important să te simți bine în pielea ta. Și orice femeie își dorește asta, orice femeie dorește să fie considerată frumoasă sau să fie admirată pentru felul în care arată. Trebuie să fim realiști că, indiferent cât timp petrecem și câte produse de cosmetică folosim, produse de machiaj și alte produse adiacente, indiferent de mult petrecem timp în saloanele de frumusețe, trebuie să luăm atitudine în ceea ce privește starea noastră și atitudinea noastră, relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să ne împăcăm cu trecutul, trebuie să încetăm să mai urâm pe alții, pentru că lucrul ăsta se vede pe față. Indiferent cât încerci să ascunzi machiaj, lucrul acesta va transcende și se va vedea pe fața ta. Faptul că ai luat atitudini greșite, decizii greșite în viață, se va vedea pe fața ta. Trebuie să ne încărcăm cu curaj, trebuie să luptăm pentru visele noastre, trebuie să fim sensibili la cei din jur, trebuie să știm cum să acționăm ghidați de bunul simț, să nu mai fim atât de orgolioși, atât de mândri, atât de introvertiți, atât de ignoranți și atunci cred că vom umbla plin de încredere noi înșine și lucrul acesta face o persoană să fie cu adevărat atrăgătoare, indiferent de aspectul fizic pe care ea îl are. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare în mod individual, foarte diferiți, ne-a înzestrat pe fiecare, a pus în fiecare ceva deosebit și a pus valoare în noi. Ori, dacă eu mă gândesc că Dumnezeu se uită la mine ca o creație frumoasă și pentru El sunt frumoasă așa cum sunt, nu văd de ce nu aș fi frumoasă și în proprii mei ochi sau în ochii celor din jurul meu.